noastră este una foarte importantă pentru că ea discută planurile cadru care au intrat în atenția publicului după ce ministrul Guraj, Ministrul Educației Naționale, a constituit o comisie însărcinată cu realizarea unui plan în cadru. Am invitat să participe aici alături de noi două personalități direct implicate în discuția cu pricina. În primul rând, permiteți-mi să mulțumesc prezența și să vă aduc în atenție prezența domnului deputat Radu Slati, care este deputat PNL de Cluj și care este membru al Comisiei de Învățământ din cadrul Camerei Deputaților. De asemenea, domnul inspector Arion, care este inspector de specialitate, Adrian Arion, care este inspectorul de specialitate de istorie și care și domnia sa are o voce puternică în acest context. De-al minte, noi doi am participat la elaborarea mai multor programe cadru pentru aceeași problemă pe care o să discutăm astăzi. Faptul că în cele trei planuri cadru nu mai avem limba latină. Limba latină nu se va mai vedea. Ceea ce va însemna că la nivelul Uniunii Europene vom fi singurul stat în care nu se va mai vedea latină. În condițiile în care nu este zi să nu ne mândrim cu faptul că suntem români și că ne tragem dintr-o latinitate, că aparținem latinității și nu știm cum să scăpăm de aceasta. Îmi doresc ca eu să vorbesc puțin dumneavoastră, să vorbiți mai mult. Eu voi face pe secretar, adică îmi voi nota ideile noastre, măsura în care vor fi idei noi. Acum, fiind vorba despre aceeași temă și problemele noastre ale tuturor fiind cam aceleași, probabil că unele lucruri se vor repeta, asta e viața. În ideea în care, la nivelul la care eu pot să am acces, voi încerca să orchestrez, să organizez o oarecare formă de rezistență politică, e adevărat, la adresa acestor planuri cadru, așa cum le știm noi, în acest moment, cele trei variante, astăzi sau în 4 ani. Deoarece, din punctul meu de vedere, s-a început cu o întoarcere a filozofiei demersului unei revoluții în învățământ. Hegel a dus, filozofia lui Hegel în jos, cu capul în jos, așa face și domnul Curaso, cel de la Institutul de Știință al Educației, în loc prima dată să stabilească ce urmăresc, care sunt obiectivele procesului de învățământ la gimnaziu și în funcție de aceste obiective să-și asume un plan cadru reflectat după aceea în programe, cu alte puncte să gândească curiculumul din stat, pornind de la principii, eu pornind cu chestiile, știți, de bucătărie interne, câte ori, care discipline. Ori, dacă nu se revinește curiculumul, unul nou, înseamnă că trebuie să ne raportăm la asta vechi, la cel care îl știm cu toții, cei care lucrăm la chirurgie. Și atunci trebuie să ne raportăm la legea educației naționale în formă ei prezentă, nu la cea viitoare. Ori toate trei planurile cadru, așa cum le-ați consultat, sunt nelegale. În primul rând, pentru că vă dau doar așa flavor. În primul rând, pentru că două dintre ele nu prevăd predarea disciplinei ticul acela la toți anii de studiu, în timp ce legea educației naționale zice că trebuie de la 5 ani până la 8 ani. Varianta a doua care cuprinde această predare are alt beteșug, nu mai are nevoie de dirigenție sau mă rog. Acesta este necesar să facem planul, dar dacă profesorul dovedește imaginație și pasiune pentru o anumită disciplină, nu oprește nimeni să facă și în acel moment curiculul la dispoziția școlii CDC-ul poate să facă acest lucru. Dar este interesant că la fiecare disciplină în parte apare ca un mai motiv acest CDC. În
condițiile în care planul 4 propune doar 4 ore de CDŠ pe săptămână, față de 2 pentru multe ori celelalte 3. Ori va fi o discută fenomenală între toate disciplinele pentru a capra câteamul din acest CDŠ. Și nu trebuie să-i ascundem după degete, pentru că există o realitate la nivelul școlilor și mai ales la nivelul școlilor gimnaziale. Anume faptul că de multe ori CDŠ-ul este controlat de direcția școlii. Și în funcție de opțiunile pe care direcția școlii le are, așa se fac și aceste CDŠ-uri. Nu trebuie să ne ascundem după degete. Și în orice fel, în continuare la mâna anumitor interese și cu care profesorul nu o să stați face disciplinele pentru care, sau pentru care ai fost pregătit. Și asta... Când discutăm aceste probleme numai între noi și vedem doar finalul lor, când apar nemulțumirile, de data aceasta apare o variantă de a promova anumite lucruri de jos în sus, care este, până la urmă, cea mai corectă, și de a ne transmite niște părări. Noi știm că am avut câteva situații și aici, la tot, dar numai cu programele cadru, dar toate lucrurile care s-au întâmplat și în ultimul timp, luând în discuție și ce s-a întâmplat cu școala Rațiu și revenirea asupra situației, luând în considerare ceea ce înseamnă viitorul școlii Turdene, până la urmă. Dacă nu mergem cu anumite propuneri care să consolideze un punct de vedere pentru un program cadru cât mai corect, și iată că de data aceasta județul își face acest lucru, de vom suferi noi cu toții. Și până la urmă va suferi fiecare unitate școlară în parte și de asemenea noi ca și comunitate. Deci, la școală, dacă vreți să interveni, sunteți oameni de școală, noi nu ne-am dorit o dezbatere politică, ci noi ne dorim pur și simplu o dezbatere pe program de învățământ, pe o anumită temă care nu are nicio legătură cu politica, dar până la urmă, buna funcționare a celor care legiferează un anumit domeniu de activitate poate fi influențată prin reprezentanții pe care îi avem și cu mesajele pe care le putem